Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Sunt Diana Bart, bine v-am găsit la Click Poftă Bună! E sâmbătă mare, o zi minunată, luminată și v-am pregătit foarte, foarte multe surprize pe care o să le punem pe masă înainte de Paște. Împreună cu bucătarul rezident al emisiunii, Andrei Țandră, și cu invitatul special, v-am pregătit multe, multe surprize! În săptămâna mare și mai avem o zi până la Paște, așa că mai facem astăzi ce mai putem face și ce mai trebuie să facem pentru acea zi specială. Și alături de mine îl am invitat pe Ovidiu Eftimie de la Times New Roman. Bună dimineața! Salut. Împreună cu el voi mai face Pasca, să fim și noi, suntem și noi pe ultima 100 de metri, trebuie să mai... Nu, poți să faci ce vrei, eu sunt singurul om din România care nu știe să gătească. Am mai auzit asta. Deloc, nu, nimic nu știu am să mai auzit fac. Asta și până la urmă au învățat să gătească. Eu și, ard și cartofii prăjiți. Nu cred. Nimic nu se pot face. O să vedeți că o să ne iasă Pasca foarte bună și eu am încredere, chiar dacă zice el, pentru că am mai avut invitați care au spus că nu știu să gătească și a ieșit mâncarea foarte bună. Hai să ne apucăm de treabă. Facem o pască cu brânză. Ce este pasca? Aia pe care o mâncăm de Paște, bună, cu brânză de vaci, cu stafide. Îți place pasca? Nu știu. Aia pe care o mâncăm de... E cozonac, nu? Un fel. A, un fel. Nu-mi place cozonacul. Să iasă bună, o să-ți placă. Așa, bun. Deci, pentru blat amestecăm praful de copt cu făina, bateți oul și încorporați cu laptele și cu zahărul, apoi turnată făina, vanilia și amestecat continuu, topești untul și... Uite, pe tine te las să topești untul. Așa. Da? Hai să și dăm drumul la... Nu. Nu vrei. Dă-mi un obiect. În bucătărie poți cu mâna, știi? Da? Da, nu? Păi cum bag mâna în pasca omului? Bag mâna în untul, în pasca omului. Așa. Eu mă apuc să fac blatul, da? Bunul. Ok. Păina. Așa a zis și Jean Pădureanu când s-a apucat de treabă și acum ai văzut unde e. E bun. Da, și eu mă apuc să fac blatul și acum a primit 5 ani cu suspendare. Nu, cu executare. Cu executare. Te rog, ce? Pune, toarnă. Așa. Eu trebuie să amestec rapid aici. Ok. Doamne, cutelul ăsta nu știu cum e. Cum de pot să amestec? Gata, minunat. Știi să tapetezi o tavă? Nu. Dar nu mai avem unt. Vreau un pic de unt. Am consumat tot untul. O să tapetăm tava. Da. Ah. Sunt extensibile. E extensibile. Așa, la un moment dat chestia asta se demontează. Da, ca să poți să scoți brațul, să nu-l strici. Excelent. Cât durează să facem chestia asta? 60-70 de minute. Eu am un supermarket foarte aproape, durează 5 minute să mă duc să o cumpăr de acolo. Deci dacă ne văd ăia trei de la emisiunea elaltă... Cine să ia trei de la... Ăia trei. Gata, punem. Tot? Hai, cu încredere. Yeah. Așa. Trebuie să o facem pufoasă cu ceva, nu? Și zic eu că zahărul pudrei e perfect. Vanilia. Poate asta am pus. Asta ce? Vanilie. Pe asta așa o pun sau nu trebuie rasă? Nu, stai. Dar se găsește și la plic. De ce faci asta? Pentru că noi facem totul natural aici. Ah, și așa. Proaspăt și... Cred că e 10 bani plicul. Asta de bourbon. Ah. Da, simte cineva deci diferența, nu? Iar trebuie să bați ouă. Da? Iar. L-am mai bătut odată. Ce să fac cu ăsta? Amândouă? Da. Aici ne trebuie două. Încep să am tot mai multă încredere în asta. În ce? În pască? Da, începe să miroase frumos. Eu ți-am frumos. Zis că o să... Acum chiar miroase frumos. Miroase bine. O să asta putem să-l bem? Aici e rom. Uite, îți las ție după aia să bei. Am pus stafidele la hidratat în rom cu apă. Bei? Hai, noroc. Dacă vă uitați la emisiunea asta dimineața, nu încercați. Nu încercați pe stomacul gol. A, nu-i rău. E apă cu rom. Exact ce se vinde și în capital în baruri. Numai că îi zic că e doar rom.
Așa, asta e tot? Da, gata. Gata. Mai trebuie să turnăm aici. Așa. În această tavă tapetată și gata. Ne băgăm la cuptor. Asta, asta pentru cât e porția asta? Pentru două zile. Se umflă? Se umflă. Lasă că mergem să o privim. Adică iese mai mare, acum apare destul de puțină. Iese, iese, se umflă. Pentru musafir, nu? Pentru noi luăm chec de la bun și la musafir le dăm pască. E, o să-ți schimb părerea când o să o vezi gata. Da. Gata, o băgăm la cuptor 60-70 de minute și ne întoarcem să vedem cum ieși. Ok, hai. Haide. Eu nu știu unde e cuptorul. Ți arăt eu. Unde-i masă? Foame. Adă. Ce zici? Da. N-ai crezut, așa e că ne iese. Stai să vedem. Fii atent. Ce a ieșit de fapt. O să dăm cu zahăr pudră. Așa. Îmi trebuie un dolar rotund să o tăiem ca pe pizza. Ala, ca pe pizza? Da. Hai să o și tăiem. Am lăsat-o 5 minute atât ca să se zbunte un pic. E? Da, se vede și o smochină sau ce am pus în ea. Ce? Se văd... Ce să le-a? Stafidele. A, așa, da, exact, alea. Uite ce bine arată. Vezi? Și tu nu credeai că ne iese, auzi? Da, și a ieșit mai repede decât... Trebuia. Trebuia. Am jumătate de oră stat la cuptor. Acum că e feliat, arată și mai bine. Poftim, uite. Îmi pare rău că nu pot să gust și eu, dar țin post și... Aoleu, nici nu știi ce faină e. E așa de bună. Cred, nu mai e excelentă. Ce bună pasca noastră, da? Ne-a ieșit bine. Dacă nu mănânci acum... Vezi că ai un pic de... Da? Dacă nu mănânci exact acum... Nu mănânc acum. Dar nu pot și nu mai mă fac păcate. Asta e. Nu. Nu mai e. Am ținut toată săptămâna și o țin așa până mâine. Ok. Ne-a ieșit delicios pasca. Spune, așa e? Da, este foarte bună. Lui Ovidiu îi place de acum să gătească, așa mi-a zis. Nu? Adică de ce? Am gătit, tu ai făcut toată treaba. Și tu ai bătut ouăle, a contat. Am știut de la început că o ieși așa de bună. Bravo, mă bucur.